Stăteam așa random pe TikTok și dintr-o dată îmi vine o idee. Bă, eu zic să fac o poveste pe YouTube despre cum am rămas blocat în camera lui unchiul meu și au venit pompierii și m-au scos pe geam. Cred că rupem gura târgului cu povestea asta, ești nebun? Poate vă întrebați de unde a început totul. Ei bine, nici eu nu știam până să mă apuc de scris scenariul la povestea asta și zic să o sun pe maica mea înainte. Alo, mamă? Ce faci? Ești bine? Bine, mamă. Eu sunt bine. Tu ce faci? Uite bine, abia ce am mâncat un alta, voiam să te întreb ceva. Ce? Mi-am adus așa aminte dintr-o dată că cam pe la vârsta de 9 ani am rămas blocat în camera lui mătușii mea și s-a stricat încuietoarea aia și m-a scos pompierii pe geam, un pompier pe geam. Mai știi ce s-a întâmplat mai exact? Mai ții minte de unde a început totul? Păi nici eu nu știu mai multe ca tine, dar în primul rând ai rămas blocat la unchitul și în al doilea rând nu știu ce ai avut de te-ai încuiat acolo singur. Și după ce te-ai încuiat acolo mai era și bușa stricată undeva pe la încuietoare și balamale. Și după replica asta am început să-mi pun creierul la contribuții și am început să-mi aduc aminte mai multe detalii. Bine măi mamă, mulțumesc. Cu plăcere, dar de ce m-ai întrebat mai exact? Fără motiv, mi-am adus așa aminte pur și simplu și mă întrebam de ce mă încuiasem acolo de unul singur. În capul meu, mamă, dacă ai ști ce fac eu pe YouTube, mai râdeam alea cu aproații, mai râdeam alea. Bine, mai multe ei de mine. Doamne ajută, mă râdem și noi mai alea, mă râdem mai alea. Dar până să vă spun povestea completă, mă voi duce în camera lui Cerceluș să-i opresc dracu muzica aia că se aude până aici. Și în timpul ăsta, dacă ați putea să lăsați un like, un comentariu cu hashtag Alecdinu dacă ești până în momentul de față pe clip și un subscribe dacă îți plac poveștile de genul. Revin imediat. Când aveam în jurul vârstei de 9 ani, eu am mers cu Emil la unchiul meu. Nu mai știu de ce am mers la el pe atunci, dar știu că în timp ce încercam să mă bag acolo în seamă, chiar dacă nu era un copil foarte vorbăreț și cel mai probabil pe atunci m-am supărat și m-am dus în camera lui vorbiu și am închis ușa. Ca să înțelegeți, nu era cu cheie, era cu un cuietoare din aia de care învârți. Vă las aici o poză pe ecran, în fine. Era mai supărăcios și m-am dus în cameră și m-am încuiat acolo. Bine, nu vă gândiți că v-am să rămân blocat acolo. V-am să mă și eu acolo în camera lui Vărmiu la niște desene și nu v-am să intre cineva peste mine în timpul ăla. Că de multe ori preferam să stau singur. Acum, bineînțeles că nu știam că încuietoarea aia era stricată, plus o balamea de la ușă. Da, mă rog. La un moment dat când mă uitam așa la desene, mă strigă maica mea să vin la masă și când încerc să descui și mai exact să învârt de încuietoarea aia, situația era cam blocată. Mamă, nu mai pot ieși, s-a blocat încuietoarea, nu o pot învârte. Mai încearcă, mamă. Mai încerc eu acolo de câteva ori să rotez de încuietoarea aia și mai încerc și clanța aia cu forța mea de copil de 9 ani și încă nimic. Încep să mă panichez din ce în ce mai mult și cu lacrimi încep să spun: mamă, cred că am rămas blocat aici. Nu am de gând să mă prefac că mă smiorcă pe poveste, care e și mai cringe decât media normală, însă cred că vă puteți imagina un copil de 9 sau 8 ani, ceva de genul, plângând din toți dracii, zic. Eu în timpul ăla procesam situația, după cum vă imaginați, cel mai probabil mă gândeam că nu voi mai ieși de acolo și alte căcaturi. Și în timpul ăla, probabil cineva a sunat deja la pompieri și au venit la locul faptei și unul intră pe geam. Din fericire, geamul din camera aia era deschis, că dacă mă punea domnul pompier să-i deschid geamul, cel mai probabil nu eram în stare în acel moment. Dacă dezmiurcăit eram pe mine. Vine domnul pompier spre mine și îmi spune: hei, salut, totul va fi ok, acum sunt eu cu tine și te voi scoate imediat de aici. Nu mai plânge, calmează-te și fii bărbat. Totul va fi ok, deci liniștește-te. Dau din cap aprobator. Și în acel moment normal că încearcă și rămcuietoarea aia și probabil era ceva de genul în capul lui. Băgamia și chiar e blocată situația, ești nebun? Se uită pompierul spre mine și îmi zice cam așa din câte mai țin și o minte. Ok, vino și ține-te strâns de mine. După ce m-am agățat de om, bine, mai mult sau mai puțin, ieși pe geam în cațeș. Nu vă pot descrie experiența dacă o pot numi așa, pentru că mi-am ținut ochii închiși până mi-a zis pompierul ceva. Gata, băiatu, am ajuns jos în siguranță. Simțeam că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și am scăpat din camera groazei pe vremea aia. Când stau și mă gândesc, nu știu ce era așa de groază, dar totuși.
Și v-am mai zis că pe vremea eu credeam că voi rămâne acolo pentru totdeauna și pe alte chestii de genul. Pe scurt eram paranoic, dacă pot spune așa. Mă rog, și când ajung sus în apartamentul unchiul meu, ușa încă era blocată, dar peste câteva ore a reușit să o deblocheze. În concluzie, nu vă blocați în cameră, mai ales dacă știți că ușa e cu probleme. Eu am fost Alec, vă mulțumesc pentru susținerea acordată, ne vedem data viitoare, pa, pa!